Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM. Vă salut, bună seara, dragi prieteni, dacă e marți, vorbim despre școală, așa cum ne-am obișnuit. Suntem la finalul unui an greu, unui an zbuciumat pentru învățământul românesc și am simțit nevoia pentru ediția din această seară să găsim o temă care să ne aducă în zona în care să ne redefinim ideea despre performanță în ceea ce privește activitatea unui profesor. Poate vă amintiți cu siguranță că din anii noștri de școală, performanță și profesor foarte bun însemna au acei oameni care scoteau poate olimpici pe bandă rulantă, aveau o mulțime de rezultate la concursuri și olimpiade. Ei bine, aș vrea să vedem astăzi împreună dacă păstrăm această definiție sau cumva încercăm să-i găsim alte specificații, să vedem dacă performanța, activitatea unui profesor mai poate fi validată sau judecată doar în funcție de aceste rezultate. Și știți de ce vă propun asta? Pentru că am urmărit în ultima perioadă evoluția unei comunități din punctul meu de vedere excepționale pentru revenirea învățământului românesc acolo unde ne dorim cu toții. Comunitatea profesorilor Merito. Mi s-a părut că acești profesori vin cu dau o altă notă definiției de performanță și aduc în spațiu public ideea de om care se dedică cu totul meseriei sale, lucrului cu copiii, aduc în discuție creativitate, pasiune, lucruri pe care sunt, n-am nicio îndoială că ni le dorim mai prezente în școala românească. Tocmai de aceea o avem în această seară alături de noi pe Laura Stifter, profesor merito în 2021, un profesor excepțional care s-a făcut foarte repede remarcată prin activitățile pe care le are cu copiii, prin pasiunea pe care o pune la catedră și faptul că a fost laureată cu această distincție m-a determinat să o invit să ne spună ce mai înseamnă sau ce înseamnă performanță pentru ea în sistemul de învățământ. Îți spun bună seara, Laura, și îți mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună seara și eu vă mulțumesc tare mult pentru invitație. Da, aș vrea să le spun și ascultătorilor noștri că pot interveni cu comentarii și observații în conversația noastră, apelând numărul de telefon 0372069599, iar și reiau puțin întrebarea ce mai înseamnă performanță atunci când analizăm activitatea unui profesor. Laura, dă-mi voie, te rog, să-ți adresezi ție prima această întrebare și hai să vedem ce mai înseamnă performanță atunci când ne gândim la ceea ce face un profesor cu elevii lui. Da, este o întrebare deosebit de interesantă și de complexă, de asemenea. Performanță, din punctul meu de vedere, înseamnă, în primul rând, capacitatea de a trezi în elev dragostea pentru studiu, de a-l face curios, de a-l ajuta să aibă curajul de a pune întrebări, de a căuta, de a... explora, de a-ți spune la oră, iată, doamna profesoară, domnule profesor, m-am gândit la ceea ce am discutat împreună ora trecută și am căutat informații suplimentare sau ce carte mi recomanda să citesc pe tema aceasta. Cred că, în primul rând, performanța este despre asta, despre a trezi setea de studiu, de căutare, libertatea aceasta intelectuală și spirituală de a pune întrebări. Performanța este, dacă mă refer la comunitatea profesorilor merito, da, pe care ați amintit-o și mai devreme, performanța înseamnă de asemenea a ajuta un copil în risc de abandon școlar să reușească să termine școala sau chiar să ajungă la olimpiade, chiar să ajungă la o facultate sau să învețe o meserie în funcție de aptitudinile fiecăruia și de opțiunile fiecărui copil. Da, mi se pare important, Laura, mi se pare important că spui de lucrurile astea, pentru că, în mod evident, eu nu exclud ideea de a face performanță în sensul acelor rezultate la concursuri și olimpiade. Desigur că avem în școle din România copii foarte pasionați care își doresc să participe la astfel de competiții și e foarte în regulă să se întâmple lucrul ăsta. Deși, sigur, acum trebuie să recunoaștem că cea mai mare parte a meritelor lor și a rezultatelor pe care le obțin le aparțin prin definiție, pentru că profesorul este mai degrabă cel care poate susține
această pasiune. Dar eram curios să încercăm să găsim aici o explicație în ceea ce privește performanța unui profesor, pentru că, cum îți spuneam mai devreme, mă uitam la voi, la profesorii Merito, și am regăsit acolo oameni excepționali care au făcut mult mai mult decât spune fișa postului. Apropo de asta, ți amintești că a fost o discuție întreagă în ultima perioadă despre ce am putea să facem sau nu, în funcție de ce ne zice fișa postului. Oare doar la asta să se rezume, misiunea unui profesor? Cu siguranță profesorii Merito și mulți alți profesori despre care încă nu știm, care încă nu au ajuns în comunitatea Merito, fac mult mai mult decât spune fișa postului, și asta este o mare bucurie, o veste foarte încurajatoare pentru viitorul sistemului educațional din România. Și da, așa cum spuneați mai devreme, cu siguranță performanța implică și accepțiunea aceea clasică, da, participare la olimpiade și așa mai departe. Eu însă mi-am participat la olimpiade când eram elevă, apoi am avut elevi olimpici și este o mare bucurie, atât pentru copii cât și pentru profesori. Însă performanța înseamnă mai mult de atât și în orice caz înseamnă mult mai mult decât a face ceea ce scrie în fișa postului. Performanța înseamnă a fi disponibil pentru elevii tăi oricând au nevoie să te contacteze, au nevoie de un cuvânt de încurajare, de un sprijin, de o recomandare. Și cred că foarte mulți dintre profesorii din România, sigur că nu toți, dar foarte mulți fac acest lucru, sunt alături de elevilor. Da, uite, mă gândeam ascultându-te că ar trebui să redefinim puțin ideea asta de progres al elevilor, ținând seama de faptul că nu toți elevii sunt la fel. Uite, mă gândeam acum că e ușor să vorbești de progres și de performanță la un elev care este, nu știu, de 9 sau de 10, pentru că acolo poți să lucrezi mult mai ușor cu el, și mai puțin la un elev pe care, nu știu, în clasa 5-a când îl iei, le iei de la nota 4 sau de la nota 3. Da. Tot progres e și ăla când reușești să-l aduci până la nota 6 sau 7. E ba chiar un progres mult mai important, pentru că n-am nicio îndoială, copilul respectiv depune un efort fantastic și poate ar merita apreciat mai mult, poate ar trebui evidențiat mai mult. Care va să zic că mi se pare că zona asta de felul în care folosim notarea în școală nu ține seama și nu apreciază eforturile unor astfel de copii. Și uite, aș vrea să-ți mai propun, mai este o zonă a învățământului nostru pe care de cele mai multe o ignorăm, educația inclusivă. Hai să vorbim un pic despre asta, pentru că noi avem tot felul de copii în școli și aș vrea să știu cum ne raportăm la ei. Uite, de pildă, nu ți-ascund că există o categorie și tare mi-aș dori să găsim soluții să-i ajutăm, categoria celor copii cu CES. Pentru ascultătorii noștri, CES înseamnă copii cu cerințe educaționale speciale. Și mi-e teamă că școlile noastre chiar să vrea și nu știu dacă sunt pregătite să-i ajute într-un fel sau altul. Deși asta ar fi soluția, ca acei copii să fie integrați în învățământul de masă și asta înseamnă o șansă în plus pentru ei. Așa este, mă bucur foarte mult că ați adus în discuție această zonă și această problematică a educației inclusive, care pe mine mă preocupă foarte mult, fiind eu însă o profesoară cu dizabilități. Eu am dizabilități de vedere, sunt aproape nevăzătoare, lucrez pe computer și așa mai departe cu ajutorul tehnologiilor asistive, niște softuri audio care îmi fac posibilă interacțiunea cu lumea digitală. Și, într-adevăr, atât ca elevă, cât și acum ca profesoară, iată, m-am lovit de aceste dificultăți ale școlii românești de a asuma în mod real această noțiune de educație inclusivă. Sunt întru totul de acord. Pentru elevi, în special, este esențială integrarea în școli de masă, desegregarea școlară, și este posibilă
un minim efort din partea statului, din partea școlii. Și mă refer la, de exemplu, la simplul acces la tehnologie asistive pentru elevi. Și nu mă refer la tehnologie asistive foarte scumpe, foarte greu de procurat, ci un simplu laptop, de exemplu, pe care să fie instalat acel soft audio de citire a monitorului, dacă ne referim la nevăzători. O simplă rampă sau un lift care să faciliteze accesul copilului cu dizabilități locomotorii. Și așa mai departe. Această asumare, da, a necesității educației inclusive, adică integrarea copiilor cu CES și cu dizabilități în general în învățământul de masă, cred că lucrurile se pot mișca în direcția bună. E adevărat, e foarte adevărat, dar să știi că, uite, dacă n-am o statistică la îndemână, dar mă întrebam acum câte școli au de pildă măcar rampa aia de care aminteai tu mai devreme. Exact. Și știi, îți spun ca un om cu multă experiență în zona inspecțiilor ARACIP, standardele ARACIP spun foarte clar acolo că fiecare școală trebuie să aibă prin lege obligatoriu astfel de facilități pentru copiii cu cerințe educaționale speciale. Câte școli le au? De ce? Adică, eu sunt foarte de acord că este un efort minimal, dar câte instituții de învățământ au depus efort în direcția asta? Poate, nu știu, mai degrabă în zona urbană, acolo unde mai stă lumea cu ochii pe ei, pentru că în rest nu cred să se întâmple lucrul ăsta. Și atunci e frustrant la un moment dat să avem pe hârtie, că pe hârtie le avem. E foarte frumos ce apare prin toate planurile noastre manageriale, în legea educației naționale, dar în realitate lucrurile astea nu se întâmplă. Și atunci mă întreb de unde ar trebui să înceapă schimbarea. Uite, aș vrea să te mai întreb ceva. Ce rol crezi că au părinții în povestea asta? Pentru că sunt și părinți care cumva întârzie sau împiedică faptul că acești copii ar putea fi integrați în învățământul de masă. Așa este, există părinți mult prea puțin informați sau mult prea anxioși și rolul părinților este fundamental din punctul meu de vedere. Este important, în primul rând, deschiderea aceasta de a-ți considera copilul un copil normal, un copil care... E adevărat. Mă gândeam acum, știi de ce? Pentru că îți spun din experiență. Am avut părinți care la un moment dat, în situația în care s-au trezit cu un astfel de elev în clasă, pur și simplu au ieșit niște discuții foarte complicate pe ideea că, dom'le, eu vreau copilul meu să învețe și nu vreau să fie deranjat de elevul X care nu are, nu știu, n-are astâmpărul necesar să stea la oră. Dar copilul respectiv are nevoie să fie integrat la ora respectivă, pentru că doar în felul ăsta îl putem ajuta. Exact. Și stăteam și mă gândeam, nu cumva ar trebui să lucrăm puțin, inclusiv cu copiii, cu copiii în primul rând, și apoi cu părinții lor, și să încercăm să le explicăm. Fraților, nu există altă soluție decât să-i primim printre noi, să avem răbdarea, tactul necesar, pentru că asta este singura lor șansă. Cu siguranță așa este și consider că este mult mai ușor de lucrat cu copiii decât cu adulții, pentru că noi așa copiii nu sunt atât de înclinați către tot felul de prejudecăți discriminatorii, așa cum este un adult. Și atunci este mult mai ușor și mai eficient să începi prin a lucra cu copiii, da, inclusiv cu cei tipici, adică fără dizabilități, pentru a schimba mentalitățile. Apoi copilul va merge acasă și va povesti părinților cât de bine se înțelege cu cei cu dizabilități de la el din clasă și lucrurile se vor normaliza în timp. Da. Uite, înainte de a merge mai departe, că eram curios să-mi spui cam cum putem evalua progresul unui copil cu cerințe educaționale speciale, că mă îndoiesc că s-a discutat foarte mult în spațiu public despre tema asta,
Aș vrea să le reamintesc ascultătorilor că pot interveni cu observații și comentarii la 0372069599 și aș fi tare curios să văd cum explică sau cum definesc ei ideea de performanță a unui profesor. Mai ales, iată, în condițiile în care avem și elevi cu cerințe educaționale speciale. Laura, cum măsurăm progresul unui astfel de copil? La ce trebuie să ne uităm? La ce trebuie să fim atenți? Acum depinde mult și de dizabilitate, sigur că da. Dacă ne referim la dizabilitățile fizice, performanța unui astfel de copil poate fi măsurată raportându-ne la aceleași criterii pe care le avem în vedere în cazul copiilor tipici. Nu? Un copil nevăzător poate fi chiar olimpic, nu-i așa? Poate ajunge la performanțe deosebite. Dacă ne referim la dizabilități intelectuale, aici depinde mult de particularitățile fiecărui copil. Este important, în opinia mea, să ajungă la a-și dezvolta potențialul cât mai mult cu putință, să ajungă la maximul de dezvoltare a potențialului și, de asemenea, consider că este foarte importantă creșterea încrederii în sine a copilului. Atunci când copilul se simte integrat cu normalitate, da, în mod firesc, cu prietenie, într-un colectiv și simte că este valorizat, cu siguranță și performanțele lui vor crește. Acum, nu, este o întreagă discuție și în privința discriminării pozitive, nu-i așa? Pentru că de 2 ani încoace s-a dispus prin lege ca toți elevii cu dizabilități și cu CES să aibă locuri speciale în licee, așa cum au, de exemplu, elevii de etnie romă. Și aici este o întreagă discuție, nu? Ei, un copil care poate are nevoie în clasa 9 să învețe să numere, să învețe lucruri elementare pentru că are anumite dizabilități intelectuale, îl iei și îl duci la un liceu unde cerințele sunt foarte dificile, da? Îl duci la Lazar, la Sfântul Savan. Nu aș merge pe ideea aceasta, aș merge pe ideea incluziunii în școli de masă. Cum spuneam, în cazul copiilor cu dizabilități fizice se poate merge se pot folosi exact aceleași criterii de performanță ca și în cazul celorlalți, iar în cazul copiilor cu CES, da, și cu dizabilități intelectuale, aș merge pe urmărirea particularităților lui și pe ceea ce simte acel copil să facă. Dacă îi place foarte mult să deseneze, să facă lucru manual, să meargă în direcția aceasta, să meargă la o școală de meserii, dacă poate să facă performanță la anumite materii, dar să spunem la un nivel mediu, atunci la un liceu, dar nu neapărat la liceul cel mai, cu cerințele cele mai sofisticate și așa mai departe. În funcție de caz, urmând sigur sfatul psihologilor care se ocupă de acel copil, copilul cu dizabilități intelectuale poate fi ajutat să reușească. Da, m-aș bucura tare mult să ajungem în punctul ăla, dar să știi că pentru asta ar trebui să schimbăm învățământul românesc din temelii, pentru că așa în este. Acest moment, maniera în care copiii sunt repartizați într-o școală nu prea țin seama, criteriile respective nu prea țin seama de particularitățile unor astfel de elevi mai deloc. În cel mai bun caz sunt trimiși acolo unde apar în circunscripția școlară și cam atât. Da. Aici probabil că o să mai avem de lucru. Laura, vreau să te mai întreb că eram curios să știu cum ai reușit. Tu predai religie și filosofie și mi s-a părut interesant să văd cum cuantifici, reușești să inspiri mirare, să inspiri curiozitatea elevilor tăi pe două discipline care aparent nu sunt neapărat o zonă exploatată din perspectiva asta a olimpiadelor și concursurilor, poate cu excepția filozofiei, nu este disciplină de bac. Cum reușești? Așa este, sunt două domenii aparent în tensiune, așa, în antiteză chiar, dar în realitate, din punctul meu de vedere, nu este deloc așa. Teologia și filosofia sunt complementare și
ambele aceste domenii favorizează foarte mult spiritul interrogativ, gândirea critică a elevilor. Și nu doar a elevilor, îmi aduc aminte că eu însă, parcurgând cele două facultăți, teologie și filozofie, am simțit cum cele două domenii se îmbină. Anumite întrebări existențiale primeau răspuns sau nu neapărat răspuns, dar îmi era clarificată întrebarea în sine. Înțelegeam mai bine ce anume mă întreb și cum să caut, mergând în ambele direcții. Sunt două domenii care îți cultivă spiritul, așa cum spuneam. Sunt foarte mulți filozofi profund preocupați de aspecte ce țin de relația cu divinitatea, filozofi care își pun întrebări încadrabile cumva în sfera teologiei și invers, teologi care și-au argumentat filozofic punctele de vedere, au polemizat între ei folosind foarte mult teze și argumente filozofice. Și din acest punct de vedere, în relația mea cu elevii, mă ajută enorm ambele domenii. Atât filozofia care îți dă instrumentele pentru a pune întrebări, pentru a formula și evalua argumente și așa mai departe, cât și teologia care vorbește despre libertatea credinței, despre ideea de a crede în Dumnezeu într-un mod deschis față de perspectivele celorlalți, asta dacă faci teologie în mod autentic, nu abodnicie. Să știi, da? Că mă bucură foarte mult că spui lucrul ăsta, pentru că e foarte adevărat și trebuie să-ți spun că eu vin din zona aceea în care mai ancorată mai degrabă de valorile umaniste, de valorile statului secular, și aș fi fost mai degrabă poate susținătorul unei materii care să treacă printr-o istorie a religiei, o morală, o filozofie a religiilor, așa cum, pe de altă parte, nu-ți ascund că mă surprinde foarte plăcut că poate exista și viziunea asta asupra orei de religie, așa cum o prezinți tu, și tot singurul lucru pe care mi l-aș dori acum este să fie regula și nu excepția. Pentru că, din nefericire, trebuie să recunoaștem că există doza aia de habotnicie, da, care cred că mai degrabă îi îndepărtează pe copii. În loc să le cultive, exact cum foarte frumos spuneai mai devreme, gândirea critică, curiozitatea pentru cunoaștere și lectură. Cu siguranță îi îndepărtează și chiar există două riscuri, nu-i așa, pe care le pot identifica în acest moment. Ori îndepărtarea de tot ceea ce înseamnă viață spirituală, întrebări filozofice și așa mai departe. Ori invers, copiii pot fi speriați, mai ales la vârste mai mici. Vine sfârșitul lumii, nu-i așa, ne pedepsește Dumnezeu, și atunci poate exista chiar o traumatizare emoțională a copilului dacă profesorul de religie merge într-o direcție a habodniciei, a prezentării lui Dumnezeu ca un tiran ceresc, nu-i așa? În loc să îl prezinți copilului ca pe un tată, un creator a tot ceea ce există, și copilul să fie invitat să descopere cât mai multe perspective ale cât mai multor religii despre divinitate. Uite, e interesant ce spui, și știi de ce mă gândeam? Mă gândeam că, așa cum ți-am spus mai devreme, vin mai degrabă din zona unui om cu convingeri ancorate, unii l-ar numi ateism. Ateismul cred că e un cuvânt cumva care te duce cu gândul în altă parte, nu, mai degrabă în zona necredinciosului. Dar uite, mi-aș dori și mi-aș fi dorit ca, nu știu, copiii mei să aibă posibilitatea să asculte un profesor ca tine, să aibă un profesor ca tine la catedră, și tocmai de aia aș fi vrut să te întreb, lucrurile pe care le spuneai se adresează poate elevilor care îți împărtășesc credința sau valorile creștine, dar ce le spui celor care nu fac parte din comunitatea asta, dar care și-ar dori să te asculte? Pentru că le-ai trezit curiozitate, le-ai trezit interes, le-ai trezit pasiune.
Așa este, am mulți elevi de credințe diferite sau pur și simplu atei, mai ales noi așa, adolescența e vârsta rebeliunii și mulți sunt atei. Înseamnă că eu am rămas la vârsta adolescenței. Da, și atunci le-am spus încă din prima noastră oră că pentru mine libertatea lor de conștiință este prioritară, este foarte importantă. De exemplu, noi obișnuim să spunem o rugăciune la începutul orei, dar doar cu cei care doresc, nu este nimic obligatoriu în sfera credinței, a relației cu Dumnezeu. Iar celor sceptici, da, celor care adresează întrebări mai degrabă sau chiar neagă existența lui Dumnezeu, încerc de fiecare dată să le respect această libertate și să-i, nu să-i conving, cât să îi încurajez să caute. Da, uite, tu acum gândești că în mod sigur nu există. Ok, hai să ne gândim. Uite, există argumente și pro și contra. Cum am putea să găsim cele mai bune argumente și pentru perspectiva ta, dar și pentru modul în care gândesc ceilalți? Și încerc să le argumentez de asemenea că nu trebuie asociată credința în sine, da, credința în Dumnezeu, cu ceea ce au făcut oamenii de-a lungul istoriei în numele credinței. Pentru că de foarte multe ori elevii mă întreabă: da, doamna, dar ce facem cu Inchiziția? Ce facem cu cruciadele? Au fost oameni omorâți în numele credinței. Și eu le spun: da, așa este, a fost extrem de grav. Biserica este formată din oameni, nu-i așa? Noi toți creștinii suntem membri ai bisericii, cu bunele și cu mai puțin bunele noastre, dar nu, aceste lucruri grave pe care oamenii de-a lungul istoriei le-au făcut în numele credinței nu au legătură cu valoarea intrinsecă a credinței. Chiar și dacă ești cel mai înflăcărat ateu, vei recunoaște că anumite valori etice, anumite idei metafizice, de asemenea, din creștinism și din alte religii, au o profunzime deosebită. Nu? Dacă ne gândim la ideea de iubire ca valoare fundamentală creștină, ideea de libertate, de iertare, dacă ne gândim la ideea de Dumnezeu care se sacrifică pentru oameni, da, Hristos se sacrifică pentru oameni, indiferent dacă crezi sau nu în realitatea istorică a, știu, a învierii lui Iisus, a nașterii lui, totuși vei recunoaște măriția ideilor. Absolut, pe care, da. Și atunci îi încurajez pe elevi să nu confunde credința cu ceea ce s-a întâmplat în istorie și cu modul în care credința a fost instrumentalizată de foarte multe ori din motive ideologice, politice, chiar economice, în diverse contexte istorice. Așa este. Laura, să știi că avem și un ascultător care vrea să intre în direct cu noi. Îi spun bună seara lui Claudiu. Ești în direct la Europa FM. Te ascultăm. Bună seara, vă salut. Bună seara. Aș vrea să încep prin a spune că apreciez în mod deosebit abordarea foarte echilibrată pe care o are Laura. Mulțumesc foarte mult. În sensul că, din păcate, în multe situații în care este abordat subiectul acesta al discriminării, respectiv discriminarea pozitivă, sau, mă rog, discriminarea versus discriminarea pozitivă, oamenii implicați în discuție nu sunt tocmai obiectivi și echidistanți. Așadar, este primul aspect pe care îl apreciez și vă mulțumesc. În regulă. Îți mulțumim și noi, Claudiu. Revin la Laura, revin la discuția de mai devreme și ne-ai povestit foarte frumos despre maniera în care vezi, tu cred că vorbești mai degrabă de valorile spiritualității. Eu cred că dacă folosim în continuare denumirea de religie, referindu-ne strict la disciplina aia care apare în catalog și în trunchiul comun, s-ar putea ca oamenii să nu înțeleagă foarte bine. De asta eram foarte curios să știu care sunt căile, metodele prin care putem ajunge și la copii care nu
împărtășesc credința creștină, nu sunt practicanți, nu fac parte din comunitatea respectivă. Știi de ce te întreb? Pentru că tare mi-aș fi dorit să luăm cumva de pe, din spatele acestei discipline zona aia, accentul la imperativ, faptul că trebuie da, să se da. Facă, faptul că este obligatoriu. Știi, ce a fost interzis până în 1989 trebuie să devină obligatoriu acum. Ceea ce, din punctul meu de vedere, cred că este toxic, inclusiv pentru materia și pentru valorile acestei discipline. Ajunge complet eronat în mintea copiilor și mi-e teamă că nu-și atinge scopul, cel pe care foarte frumos l-ai amintit mai devreme. Da, există acest risc de confundare a conceptului de religie, de spiritualitate, cu ideea de constrângere, așa cum spuneai, de imperativ, da, trebuie să facem anumite lucruri. Am acum în minte un gând foarte frumos pe care l-am auzit de la un amic, un prieten, care spunea în felul următor, zice, Domnul Hristos nu ne interzice lucruri, ci dimpotrivă El ne spune, ne arată care sunt acele lucruri care ne pot pune libertatea în pericol. Atunci când faci răul, tocmai tu ieși din sfera libertății spirituale. Și atunci când Dumnezeu spune să nu faci anumite fapte, anumite acțiuni, El tocmai ne indică ceea ce ne-ar putea periclita libertatea și dezvoltarea noastră ca spirite libere și căutătoare ale cunoașterii. Și da, din fericire constat că elevii, eu am lucrat în special cu elevi de liceu, cei mici posibil să fie chiar și mai receptivi la tot ceea ce ține de religie, dar constat cu multă bucurie că în liceu, la vârsta adolescenței, chiar și cei mai sceptici dintre elevi au această preocupare, au această dorință de a pune întrebări. Și atunci când observă că au găsit un profesor care îi încurajează să își spună gândurile, să-și spună întrebările cu voce tare și așa mai departe, ei o fac. Și asta mi se pare foarte important. Nu toți elevii merg la biserică și nu toți elevii sunt atei convinși. Probabil că majoritatea, intuitiv așa, da, majoritatea sunt cumva într-o stare intermediară. Tind să creadă în divinitate, dar au foarte multe întrebări, foarte multe îndoieli și atunci ei se bucură să îți pună întrebările și să fie ghidați în acest labirint al căutărilor existențiale, sau cum îmi place mie mult să spun, un alpinism spiritual. Nu? De câte ori este această imagine a lui Karl Popper, el se referea în special la cunoașterea științifică, dar se potrivește mult și în sfera spiritualității. Cunoașterea este ca un munte al cărui vârf mereu se vede în ceață. Da? Noi urcăm, da, ca niște alpiniști și în momentul în care ni se pare că am ajuns pe un pisc, constatăm că, de fapt, în fața noastră sunt vârfuri și mai înalte și atunci urcăm în continuare și tot așa, nu ajungem niciodată la un capăt. Cunoașterea este un progres permanent și dacă le trezești elevilor această dorință de a spori, de a progresa în căutare și în alpinismul spiritual al cunoașterii, îi încurajezi totodată în felul acesta să se apropie de Dumnezeu, pentru că din perspectivă teologică Dumnezeu este Cel care ne-a dăruit atât credința, harul credinței, cât și rațiunea, tot ceea ce ține de gândirea discursivă, de capacitatea noastră de a gândi, de a ne folosi logica, da, skillurile acestea intelectuale. Așa este. Constituie din perspectivă teologică tot un dar al divinității și aici ajungem la punctul de intersecție și complementaritate dintre credință și rațiune, dintre teologie, filozofie și știință, nu? Și
toate aceste domenii coroborate ne ajută pe noi să ne dezvoltăm pe toate planurile, atât intelectual, social, cât și spiritual. Laura, trebuie să spun că m-a impresionat. Cred că nici dacă mă gândeam două zile în continuu, n-aș fi reușit să dau o definiție a performanței unui profesor, așa cum ai reușit tu să ne oferi în această seară. Reamintesc ascultătorilor noștri că tema discuției din această seară a fost ideea de performanța unui profesor și cred că am avut în seara asta alături de noi, împreună cu Laura Stifter, cred că cea mai bună definiție a ceea ce înseamnă performanță. Performanță pe care un om o face cu sufletul și cu mintea alături și dedicată întru totul elevilor săi și valorilor în care credem. Vă mulțumesc tare mult pentru răbdarea cu care ne-ați urmărit. Să aveți o seară de milioane! Piața Victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM.